Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Ziua dăruirii versus Ziua încasării. Senatul României a votat o inițiativă prin intermediul căreia ar putea apărea o nouă sărbătoare în calendar, Ziua dăruirii. Inspirată de Marțea dăruirii, introdusă de americani în 2012, propunerea domnului Nicolae Bădălău urmărește să-i determine pe români să facă acte caritabile. Am citit expunerea de motive a acestei propuneri și am aflat că scopul promovării este acela de a încuraja generozitatea și implicarea socială. Acea implicare socială, atât de iubită de către socialdemocrați, care au avut grijă ca pe data de 10 august să răsplătească cu vârf și îndesat manifestanții din Piața Victoriei. Peste 800 de români implicați social au făcut plângere la parchet pentru modul în care au fost răsplătiți de jandarmi cu bastoane pe spinare, cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Iar azi, la mai bine de o lună și jumătate, aflăm de la liderul PSD, Liviu Dragnea, că partidul a decis că s-a acționat legal. Mi se pare o ipocrizie ca după o astfel de întâmplare tristă pentru români să apară un parlamentar social-democrat cu o inițiativă care dorește, printre altele, să-i contamineze pe alții cu bucuria vieții. Cine spune asta? Domnul Nicolae Bădălău, nașul de la mediatizata petrecere de tăierea moțului, unde un manelist i-a dedicat celebra melodie să vină diaspora că noi micționăm pe ea. Mă rog, nu așa erau versurile, dar asta era ideea desprinsă din melodie. Să vorbești despre bucuria vieții când știi că un protestatar și-a pierdut viața după evenimentele din 10 august, să vorbești despre implicare socială când știi că ești părtaș la pedepsirea oamenilor nevinovați veniți în piață pentru a-și striga nemulțumirea față de un guvern incompetent, condus din umbră de condamnați penal, asta înseamnă să fii pesedist. Pe 10 august, sute de români nevinovați au încasat bastoane prin amabilitatea jandarmeriei. Astăzi se încearcă rescrierea unei întâmplări triste, vorbindu-se despre lovituri de stat, sorosiști, drogați și grupări paramilitare. Se încearcă a se distrage atenția de la maltratarea românilor, oferindu-ne la schimb o nouă sărbătoare în calendar, Ziua Dăruirii, inițiativă menită să încurajeze generozitatea. Dacă această idee ar fi venit de la un alt parlamentar, dacă ar fi apărut într-o altă perioadă, mai fericită pentru țara noastră, aș fi îmbrățișat-o cu siguranță. În acest context, însă, doar mă minunez că nimic nu-i mai face pe acești oameni de stat să roșească în fața românilor, să se gândească că la un moment dat toți vom răspunde în fața legii pentru faptele noastre. Până atunci, însă, nu avem altceva de făcut decât să privim cu indignare către astfel de inițiative care au rolul de a-i discredita pe cetățeni. Și de ce să nu facă asta dacă tot se află la guvernare? Că, vorba acelui așmanelist, nu avem frică de rău, la putere-i Bădălău. Mulțumesc frumos, deputat PNL Antoneta Ioniță.